Un cercetător care a petrecut decenii studiind comunitățile din Blue Zone a descoperit ce aliment ar putea să-ți prelungească viața. Dacă îl consumi zilnic, ai putea să ajungi să trăiești chiar și 100 de ani. Cercetătorul Dan Butter a petrecut 10 de ani studiind comunitățile din Blue Zone. Termenul neștiințific se referă la anumite regiuni geografice care găzduiesc unii dintre cei mai în vârstă oameni din lume. Comunitățile cu pricina au fost descoperite în Grecia, Japonia, Costa Rica, Loma Linda, California și pe insula italiană Sardinia. Aici oamenii trăiesc chiar și până la 100 de ani, iar stilul lor de viață nu diferă mult de cel al persoanelor care trăiesc în mediile urbane, spun specialiștii. Există un factor foarte important care joacă un rol esențial când vine vorba despre longevitatea lor, iar acesta are legătură și cu dieta. Oamenii din comunitățile Blue Zone trăiesc o viață lungă și sănătoasă datorită atenției pe care o acordă programului lor alimentar. De cel puțin 2 ori pe zi aceștia consumă fasole, a remarcat cercetătorul. Pe lângă fasole, oamenii din Blue Zone consumă și multe plante, despre care specialiștii sunt de părere că influențează în mod pozitiv longevitatea lor. Baza este reprezentată, așa cum am menționat, de fasole. Această legumă ar putea să prelungească durata de viață. Toate soiurile din familia leguminoaselor reprezintă surse importante de nutrienți, dintre care amintim cupru, fier, magneziu, potasiu, acid folic, zinc și lizină. Conțin și foarte multe proteine, carbohidrați, minerale, vitamine și antioxidanți care protejează celulele corpului uman, inclusiv acizi grași omega-3 și omega-6. Fasolea roșie, de exemplu, are mai multe fibre decât alte soiuri din aceeași gamă de legume. Fasolea fava reprezintă o sursă importantă de antioxidant luteină. Fasolea neagră, precum și fasolea roșie, sunt pline de potasiu. Năutul, în schimb, are foarte mult magneziu, spun cercetătorii, relatează playtech.ro.